La centrul episcopal din Stockholm a fost inaugurată astăzi o expoziție permanentă de civilizație tradițională românească. Sala tradițională românească, în care se află expuse obiecte artizanale și veșminte reprezentând tradițiile din toate colțurile României, dar și din comunitățile de români din afara granițelor, a fost binecuvântată astăzi de preasfințitul părinte Macarie. În acest loc ne alinăm sufletește. La paraclis, în comuniune de rugăciune, ne alinăm dorul de cer, iar în această cămară românească ne alinăm dorul de țară, dorul de casă, dorul de neam, în buna mireasmă strămoșească întotdeauna ne simțim acasă atunci când ne rungăm în limba noastră strămoșească și când ne cultivăm identitatea prin tot ceea ce este bun și sfânt moștenit de la înaintașii noștri. Mă bucur că și tinerii din comunitatea noastră, dar și copilașii, prețuiesc aceste valori românești și ne dăjduim că le vom putea transmite mai departe și urmașilor, urmașilor noștri, chiar în aceste ținuturi îndepărtate de țară și de toți cei dragi. La eveniment au fost prezenți preoți și credincioși din parohiile românești din Suedia. Ierarhul a apreciat activitățile tineretului de la cercurile de etnografie și folclor ale unor parohii din Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, unde s-au confecționat piese tradiționale de îmbrăcăminte și înfrumusețare a locuinței.